Salutare, salutare, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul Americanului! Dragi prieteni, acum voi prepara o salată 100%. Avem ardei, roșii, ceapă, castraveți, condimente, iuți, pentru orice iuțeală. Alegem bine condimentele pentru a le plasa într-un mediu corespunzător. Să vedem cât durează o salată. I-am făcut o protecție. Să vedem. Punem roșie și să alegem câte roșii, câte salate să facem. Ardei facem într-o 2 ardei. Ceapă, castravete. Băi, și facem o salată. Deci, n-am mai văzut nici prințul Arthur din filmele terestre. Am sortat legumele, după cum ați văzut. Ce face americanul acum cu legumele? Haideți să vedem. Le punem aici, în tavă. Frumos, elegant, și le ducem la numărul 1, adică le spălăm. Așa trebuie, nu? După cum vedeți, americanul le spală. Trebuie să înțelegeți că pentru salată, toate fructele trebuie spălate. Dragi prieteni, fructele au fost spălate, după cum vedeți, pregătim fundul de tăiat tocătorul. Pac, 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 să vedeți cum este salata, 100%. 100% fragedă. Deci, mai este un pic și salata s-a terminat. La revedere! Ia să vedem noi ce putem face prima dată. Prima dată începem cu roșiile. Ce spune? Să tăiem roșiile prima dată, nu știu ce să fac. Măi. Deci, o să pun aici cratița. Așa îi spune americanul, cratiță. Și începem procesul numărul 1. Tăiem roșia. Priviți. Tăiem roșia la secundă. Frumos. Elegant. După cum ați văzut, salată originală, face americanul. Și o să tăiem roșiile, o să le tăiem 100% măruntaie. După cum vedeți, roșia se taie foarte ușor, că este coaptă din Amazon. Bună rău de tot. Deci, facem o salată ca în America. Ați înțeles? Deci, americanul prepară 100% original și natural. Deci, haideți să vedem cât timp îmi ia să fac o salată. A zis să fac un calcul, în 6 minute să fie gata salata. Acum, nu știu, pierd pariu, nu știu ce să zic. Eu zic că pierd pariu, nu? Urmăriți până la capăt șmecheria salatelor orientale. Deci, domnul cameraman filmează. M-am spus că avem scenariști, avem redactori, regizori la acest videoclip, sunetiști, subtitrări, subtitranți, să subtitreze videoclipul și toate cele. Se subtitrează în toate limbile, engleză, arabă, spaniolă, română și etc. După cum vedeți, roșiile sunt aproape gata. Le-am tăiat. Deci, stați pe fază. Stați pe fază că finalul este la șmecherie. Finalul este șmecher. Deci, la ceapă, să vedeți la ceapă, v-am spus că în videoclipul următoare trebuie să-mi pun ochelarii pentru a tăia ceapă. Uitați cum se taie roșia. Roșia am tăiat-o. E pe fază. După cum ați văzut, s-a tăiat 100%. Live. Frumos, adăugăm aici, în oală. Avem oală aici. Uitați-o aici. Uitați aici, oala cu ciuperci și cu roșii. Își lasă o zeamă și să începem la un proces destul de... Da!
Tei mantiu. Am tăiat ardeiul, îl franjurăm, bucăți, mergem și mai zbărăm încă o dată. Pentru. A, nu, a mea. Și la urmă, după finalizarea și tocatul ardeiului, roșilor, ciepilor, castraveților, vom adăuga condimentele. Deci, cât durează să faci o salată 100% naturală? Deci, salatele făcute în casă, naturale, sunt extrem de bune. Ia uite ce vedeți. 100%. Așa se taie ardeiul. Adăugăm imediat condimentele, la urmă. Deci, bineînțeles, urmează și friptura, toate cele, dar procesul este salata. Salata unicată. Perfect! Ce am tăiat noi? Am tăiat acum, am tăiat ardeiul. Priviți, avem tăiat ardeiul. Îl adăugăm peste roșii. Deci, aici este șmecheria. Deci, ce proces să fac eu acum? Pentru a prinde la jumătate ceapa, o să curăș ceapa la momentul actual. Curăș ceapa repede. Frumos. Curăș ceapa de foi. Maxim. O să vedeți finalul, să vedem și cine vine să adauge condimentele, că aici e șmecheria. Ceapa este aproape curățată de foaie. Deci să taie, să anumite. Trebuie să priviți videoclipul până la capăt, că să fie bine. Nu uitați de mic like, click, share, dați un share, dați în cap cu ciocanul la like, dă-l în cul. Ceapa este măcinată. Dacă observați ceva, uitați-vă aici ce face americanul, să faceți și voi acasă. Mai învățați de la americanul câte ceva. Uitați ce face americanul aici. Mi-am pus ochelari, priviți, pentru a tăia ceapa. Protecție, jmechere. Nu te mai ustră ochii dacă pui ochelari. Dar trebuie să te miști repede să tai ceapa. Deci. Priviți ceapa să tai. Frumos, elegant, papierat. Și nu uitați să gustați câteodată. Fie bine? Ceapa în cârm este energie curată. Wow! Ceapa s-a tăiat, priviți. Se adaugă peste aceste, uitați aici, priviți. Adăugăm următorul strat. Salata. Frumos, elegant. Și trecem la nivelul următor, pe urmă.
Am tăiat ceapa. Gata. Am tăiat ceapa. Adăugăm încă un strat, deci am normal trebuie să stai ca să rămâne, știi? Frumos. Elegant. Punem ochelarii la lucruri și urmează castravetele. Deci, castravetele va fi tăiat imediat. Și, bineînțeles, va fi adăugat oala barosan. Peste ceapă. Se vede ce salată unicată este aici. Priviți. O să vă arăt finalul. O să-i pui și ceva ornament. La final, la 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 Priviți, s-a tăiat carotul. Mamă, mamă. Vezi ce bunătate este. Se vedeți. Frumos. Deci, procesul s-a terminat. Ce avem aici? Sare, condimente. Deci, sare, condimente. Priviți, nu vreau să spun că uitați. Salată. Deci, înseamnă că arată bine, nu? Haideți să vedem finalul. Luăm frumos două furculițe. Elegant. Și începem să mestecăm în salată. Bineînțeles, cu două furci. Și să vedem ce culoare va prinde. Că trebuie să prinde, eu zic că va prinde o culoare plăcută, frumoasă. Ia uitați. Și începe să bateți. Bateți în salată până iese tot sucul din toate, din toate fructarele astea. Legume și fructarele. Bateți în salată cu tărnia cop. Și a început să iasă culoarea, după cum vedeți. Facem salată 100%. Este cam mică cratița, dar nu e problemă de război. Dragi prieteni, aceasta este salata făcută de american. Priviți. Este salata originală, da sau nu? Vă rog frumos să puneți în comentarii dacă este salata unicată sau nu este salata unicată. Vă salut și vă urez succes. La revedere!